Familia regală britanică, în variantă mărită, s-a reunit ieri pe hipodrom pentru a susține calul favorit al reginei Elisabeta a II-a în cursă. Ca de obicei, noua nepoată a reginei s-a ridicat la înălțimea așteptărilor. La brațul soțului său, ducesa de Cambridge a captat din nou toate privirile. Într-o rochie diafană de culoarea untului, ce-i scotea în evidență corpul puțin cam prea firav potrivit unora, aleasa prințului William nu a încetat nicio clipă să zâmbească. Rezervată în gesturi ca o adevărată lady, Catherine a interacționat cu toată lumea și nu a părut deloc deranjată de atenția acordată de jurnaliștii veniți la eveniment, care nu mai conteneau cu fotografiile. De această dată, în centrul atenției a fost chiar regina. Elegantă ca întotdeauna, Elisabeta a II-a a mizat pentru acest eveniment pe o ținută de culoare puternică, accesorizată cu o pălărie pe măsură. Rozul nu i-a purtat însă noroc suveranei britanice. Calul pe care l-a susținut cot la cot cu întreaga familie a ieșit pe locul 3. Cel mai dezamăgit pare să fi fost prințul Harry, care nu a putut să-și ascundă dezamăgirea atunci când Carlton House a pierdut titlul de campion. De la frumoasa reuniune de familie nu au lipsit nici principesele Beatrice și Eugenie, atât de criticate pentru ținutele și mai ales pălăriile alese la nunta regală de pe 29 aprilie. Apariția lor nu a făcut furor nici de această dată. Semn însă că norocul și stilul nu merg mână-mână, fiicele prințului Andrew au mizat pe calul câștigător. Ducesa de Wessex și prințul Edward, precum și mama lui Kate, Carol Middleton, au participat și ei la eveniment. O bolă